Numărul divorților în municipiul Arad este în continuare în creștere. Numai în ultima perioadă 25 de familii și-au destrămat căsătoria aici la primăria din Arad, la starea civilă. Mai multe informații pe acest subiect în materialul care urmează. Numărul cuplurilor care divorțează în județul Arad face ca munca angajaților de la starea civilă a primăriei sau cea a notarilor să crească în volum. Cum costurile și condițiile de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă sau pe cale notarială sunt mult mai mici decât cele pe cale judecătorească, cei mai mulți preferă primele două variante. Dacă există copii minori implicați peste 10 ani ca vârstă, conform legislației în vigoare se impune și audierea acestora, deci vor trebui să fie prezenți, însă chiar un punct de vedere manifestat în ceva articol de un domn avocat arată că ar trebui reglementată activitatea notarială sub acest aspect, în sensul că nu va mai fi necesară audierea minorilor chiar de peste 10 ani la procedura divorțului pe cale notarială. Numărul în creștere al divorțurilor pe cale notarială este întâlnit nu numai în Arad, ci în tot vestul țării. Cei care doresc, nu neapărat că ar fi bine să fac acest pas, este alternativă la procedura pe care judecătorească, respectiv cea pe care administrativă la primărie. Fiind absolut necesară, dacă există acordul soților și există și copii minori, doar cea notarială alături de cea judecătorească este posibilă. Avantajele pe care le prezintă cea notarială ar fi și de ordin economic, pentru că prezintă niște costuri mai reduse decât cea pe cale judecătorească, cât și celeritatea în finalizarea procedurii, respectiv 30 de zile, eventual câteva zile suplimentare. Psihologii sunt cei care pot explica cel mai bine cauzele principale ale ruperii unei căsătorii. Oamenii ajung foarte des la divorț pentru că au o latură egoistă, egocentrică și pretinde la ceilalți, nu solicită, impun. Au probleme în a-și gestiona relațiile cu ei înșiși și cu copiii. Să nu uităm că în divorț victimele sunt de fapt copilașii care participă la o scenă foarte urâtă zilnic, în mod constant, și vor avea probleme, traume. Desfacerea unei căsătorii la starea civilă costă 500 de lei, iar cea în fața notarului pornește de la 700 de lei și poate fi mai mare dacă sunt implicați și copiii minori.